Hristos a înviat! Oameni buni! Pe 25 mai avem un test. Un examen greu de tot. De 25 de ani tot dați examene. Și de fiecare dată ați greșit la examenele pe care le-ați dat. Ați ales PSN, ați ales PSD, ați ales USD, ați ales PNL unii dintre noastre, crezând că vă vor mări pensiile, că spuneați alineauri de pensii, că vă vor da locuri de muncă, vă avea 2 milioane de locuri de muncă promise de PSD, de PNL, de UNPR, de PC. V-au promis alocații pentru copii. Cu cât îi duceți pe copiii noastre la școală? Cu 7 € în fiecare lună. Copiilor merg cu 10 de milioane de € la școală afară și nici într-un caz nu se confruntă cu ceea ce vă confruntați noastră. Știu că n-aveți cu ce să-i încălțați, n-aveți cu ce să-i îmbrăcați, să-i trimiteți la școală, n-aveți ce să le puneți în ghiozdan. Dan Diaconescu, atunci când a promis că o să facă niște lucruri, s-a ținut de cuvânt, dar că unii nu au votat pe PDD. De aceea, în Parlamentul României, împreună cu Daniel Penechimu, cu o grămadă de deputați și senatori, noi am depus câteva proiecte de legi pentru copiii noștri, pentru bătrânii noștri. Cine credeți că nu l-a votat? Cine credeți că nu a votat mărirea alocației de stat pentru copii? PSD-ul n-a votat, PNL-ul n-a votat, UNPR-ul n-a votat, PC-ul n-a votat, PDL-ul n-a votat. Dar pe 25 vor veni, vă vor prosti din nou, vă vor da o sacoșă cu 1 litru de ulei, cu 1 kilogram de făină, cu 1 kilogram de orez. De ce să nu mă cumpărați neagră lucrurile astea? Din pensie, din salarii, din alocațiile pentru copii. De ce trebuie să vă dea din 4 în 4 ani sau din 5 în 5 ani ochii ăștia care au furat țara de 25 de ani? Deci, pe 25 mai, luați-vă țara înapoi, luați-vă destinele în mâini și votați pe PDD. Votați-l pe Dan Diaconescu, dacă îl iubiți! Este cea câștigătoare, vă asigur eu.